Prima de inserție se acordă absolvenților care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și se angajează cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni. Cuantumul primei de inserție este de 1.500 de lei, respectiv de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării. În cazul absolvenților de liceu, promoția 2018, data absolvirii cursurilor în anul școlar 2017-2018, este data de 25 mai 2018 pentru absolvenții care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat. Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidența AJOFM Maramureș în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ. Totodată, absolvenții care în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agențiile locale, punctele de lucru din raza de domiciliu sau de reședință și reușit să se încadreze în muncă pot solicita indemnizația de șomaj dacă nu au fost admiși sau nu urmează cursurile unei forme de învățământ, ori dacă nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, respectiv 500 de lei. Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul acesteia este de 250 de lei pe lună.